Pe scurt a venit fratele. Era sâmbătă. Dimineața am fost trezit de fratele meu. Cel mai tare frate. Nu e cel mai super început de zi. M-am uitat la frate, fratele la mine... Chiar dacă leșinaci se odihnește. Nu trebuie să se bage la dragon de dimineață. Și ce acum să fac eu? Ei, dă-l dracu, după singur să trezi. Mi-am schimbat tricoul și am mers să mănânc. Am deschis frigiderul, acolo am găsit două caturi. Nu caturi, dar KitKat. Și ziua îndată a devenit mai frumoasă. Am întrebat-o pe mama de unde avem KitKat-uri. Așa am întrebat, de parcă niciodată nu avem. Matane, asta ți-am cumpărat ție și fratelui tău. Fac ce? Cu el trebuie încă să mă împart? El pe mine dimineața m-a trezit. Poate el va pleca în cur? Matane, ce vorbești? Ok, bine. Da, ok, o să le mănânc pe amândouă, până când el doarme. Am despachetat KitKat-ul, fac ce? Serios? Eu nici n-am început să mănânc. Eu știam că el este ciudat, totul simte. Salut. De ce stăteam culcat pe podea? Ce s-a întâmplat? Da nimic interesant, pur și simplu ți-am tras un suport și te-am adormit. Ce s-a întâmplat? Nea, cât e de prost. A doua zi stau cu această ciudățenie. M-am speriat, am lăsat KitKat-ul, l-am acoperit cu pisica mea. L-am dus la baie, singur am mers repede să mănânc KitKat-ul. Am ridicat pisica. Băgameș, ea s-a murdărit. Toată s-a murdărit. Doamne, de ce sunt atât de ghinionist? El s-a reîntors, mi-a văzut ciocolata, m-am încordat, dar el nici n-a reacționat. Se primește, el nu știe. Mama a intrat în cameră. Matane, de-a mai mâncat? Te-ai împărțit cu fratele tău? Băgameș, de ce ea a spus despre KitKat? Fratele s-a uitat la mine, ne-am uitat unul la altul. Mâna cu al doilea KitKat s-a întins sub pisică. Oh my god, pot să-l mănânc singur. Eu tot am cumpărat diferite chestii gustoase. Dar am observat că deja ai mâncat KitKat-ul. Nici nu te-ai împărțit. Ce? Nu prea mult te vrea. Fac, el nu este atât de prost. În general, el înțelege cu cine vorbește. Ok, eu nu sunt atât de găsit. Mai bine uite-ți amă. Uite. Aha! Și de ce ai făcut asta? Dar ce, tu nu o să faci o montare mistă cum eu, totul cadă pe mine? Nu, bro, desigur nimic nu o să-ți fac. De deabă totul am aruncat. A fost făcut de el un lucru ciudat. Până la sfârșit ne-am prietenit. L-am întrebat ce mai are în geantă. A început să scoate diferite lucruri gustoase din minunata geantă. L-am întrebat de ce nu are Facebook. El m-a întrebat ce e Facebook. După l-am întrebat de unde are bani pentru toate aceste chestii. Da, am găsit cardul tău. Adică cardul meu? De unde a aflat parola? Dar parola am aflat-o foarte ușor. Am întrebat tine pe telefon, la notițe, am găsit parola de la card. Ce? Doamne, cât e de handicapat, ce mai am să stau cu el o săptămână? I-am luat geanta, desigur am scos totul din ea și i-am spus fratelui să plece din casă. Matane! E prea dur, sunt de acord, dar a meritat-o și nu-mi pasă că afară e minus 30. Pe scurt a venit fratele. Prieteni, pentru partea a doua trebuie de adunat 10.000 de like-uri, dar pentru a apărea în video trebuie să scriți la ce minut a apărut această pisică. Miau.